Alina Petre, doamnelor și domnilor, ne minunăm și noi ce se mai întâmplă în viețile oamenilor. Ea, sigur, acum privește din perspectiva unui psiholog sau unui lider de opinie, dar și a unui om care a avut surprize în viața sa, așa că tocmai din acest motiv e de urmărit. Nu mai mergem acum către căznicii, că n-o fi ajuns și nouă. Mergem acum către o treabă foarte amuzantă pe care o să o comentăm la final. Până atunci, Oana Zăvoran, împreună cu soțul ei, a hotărât să facă anumite dezvăluiri în publicația Cancan legat de împrejurările în care a ajuns să piardă atât de mult în legătură cu clinica pe care a avut-o, One Life, și Horia Vlădescu, cel care a câștigat definitiv procesul împotriva ei și a și executat-o din punct de vedere financiar și a altor bunuri pe care le-a avut. Cum a ajuns să câștige acest proces și cum a ajuns să fie ea deposedată de atâtea lucruri? Sigur, acum lucrurile sunt tardive în sensul în care e un proces definitiv și revocabil. De aici încolo însă Oana a vorbit și despre domnul Alex Body, fost soț al Biancăi Drăgoșanu, și de aici, dar nici nu pot să vă spun. De aceea o să o întreb pe Alina chiar în calitate de psiholog, să înțelegem și noi dacă există oameni care umblă netratați pe stradă, zic. Bun, hai să vedem, deci, Oana Zăvoranu, bună Oana, domnul Body, bună ziua domnul Body. Hai să vedem câteva declarații, dacă aveți. Domnul Body a fost, este acuzat că e prieten cu acel domn Vlădescu, ca să zic așa. Cam așa coboară Oana. Primul care a dat mesaj a fost Body. Avem mesajul lui Body că el a fost cel. Body a răspuns și a făcut-o puțin praf pe Oana, după care, păi dacă, doamnelor și domnilor, păi să lucrăm totuși cu materialul clientului, să începem cu domnul Body. Cine a început asta? Ea l-a atacat pe Body, adică l-a pomenit pe Body. Body i-a răspuns destul de dur și ca să rezum așa, i-a spus, mă rog, a făcut-o pe Oana ca un gentleman care se află, cam așa, dar rezumăm că nu putem să spunem, în afară de faptul că a zis că este o, mă rog, că a făcut-o babetă, ceea ce mi se pare foarte dezonorant și pentru el, că e un eșec, citez, că e un eșec de femeie, că a ruinat toți banii primiți de la mama ei, că ceasurile și mașinile lui sunt autentice, ale Oanei nu sunt, adică sunt fake-uri, că ea are mai multe dosare decât el, a sugerat ceva cu prestări de servicii, dar nu avem nicio dovadă, că au venit să mănânce la el, că el l-a împrumutat pe soțul Oanei la poker, și după aceea vorbește despre împrejurile în care Alex a înșelat-o pe Oana, când, mă rog, vorbesc de caracter, acum avea o vorbă, nu mai știu care, Lazarus, să ne bănuim de caracter, este deja prea mult, încheie citatul, mă rog, și de aici încolo el are afaceri legale, ea nu mai are nimic, a declarat-o pe scurt, în mod dur și deloc politicos, epavă pe Oana. Închei citatele, am făcut-o un rezumat. Pe de altă parte, Oana pune mâna pe tastatură și dă-i frățioare, măi bodilăchiță, te pomenești că nești în carte, e estrogen, să nu intri la menopauză în loc de andropauză, doar la sânai, la palpare, lactația, ai făcut și tu un control ginecologic, spune Oana Zăvoran, poate să faci finu, adică domnul Vlădescu, un examen la căpuț să vezi dacă nu-ți mai trebuie un tratament mai scump. Nu cred că ați dat aici ce am mai spus de căpuț, pentru gorile sigur îți merge unul, știm și am văzut toți cât de ocupat ești, de-ai lăsat tu răspunsurile la orice comentariu pe Insta, să încerci să pui în pagină toată negreala care scurge prin venele alea, pentru că era pe un fond negru. De citez, se par obosit și coclit ce ești. Este acest discurs, altfel și el, după cum vedeți, nu foarte ceremonios. Nu te supăra prea tare că ți se sparge vena la cap și nu vrem să vină finul la moștenire și să-ți adune gunoaiele de pe jos. Dă o senzație că domnul Body trăiește într-o promiscuitate, în ceva murdar, dar nu se referă numai la viață, se referă și la fizic. Au început să vă cadă fețele sau fațetele alea de bolnavi veneri, vai de mine, și așa mai departe. Ai avut și tu doi
2 neuroi și s-au luat la ceartă, mai avem, că voiam așa ca ton să vorbim, și-au divorțat, să poarte, și-au decis să poarte câte două ceasuri la mână, dar las că așa e moda la bombardier, petarde, dacă mă întreb pe mine, știi la ce mă gândeam? Mă rog, adică vrea să spună că domnul Bodi a mai avut fete cu trecut îndoielnic în viața lui, nu vrei să iei lui Finu, adică la fine așa locuri de veci? Finu cine? Finu e... Horia Vlădescu, cel care a fost șeful clinicii Ioanei Zăvoranu și care aici, sigur, omul a făcut o împachetare, dar și Ioana totuși nu e copil de țâță. N-a fost deloc atentă la aceste aspecte. Alex a căzut într-o plasă, i s-a băgat pe gât o gagică, el s-a dus. Adică, acum putem să dăm vina pe alții, dar vina cred că e la mijloc. Le achiziționezi, furi, acum asta cu furatul, cum se practică la voi în familie. Hai să oprim că ne doare capul, da. Ci încheie citatul. Multe cuvinte, Ioana Zăvoranu trebuie să probeze lucrurile astea. Noi ca ton vorbim. Cine a făcut, ce n-a făcut din toate lucrurile astea, care a fost, care n-a fost. Întrebarea este la ce folosesc asemenea lucruri și dacă și cum pot să ajungă oamenii ăștia la un fel de echilibru astfel încât să nu mai pierdă nici zilele pe care le trăiesc și poate chiar nici bani unii dintre ei. Păi, Cristi, unii oameni se hrănesc cu conflictul și găsesc în orice fel de situație o posibilitate de a crea un conflict. Acum, Oana e de înțeles pentru că e foarte furioasă. Are o furie. A pierdut foarte mult. A pierdut foarte mult și vrea să găsească vinovați. Nu cred că este ea vinovată atâta timp cât ea a angajat niște manageri, a angajat niște oameni acolo. Da, ea a avut o clinică. Da, Alina, eu dacă îmi fac o clinică... Când ai avut angajați, ai urmărit totul ce se întâmplă cu afacerea. Am urmărit, dar și dacă nu ești de specialitate, n-ai făcut administrație publică, n-ai făcut niște lucruri, nu prea poți să gestionezi bine situațiile acolo. Și eu cred că se simte foarte foarte furată, foarte nedreptățită. Probabil că acest domn care a fost manager, cum ai spus, eu nu știu cine este personajul ăsta, are niște implicații despre care ea știe și bănuiesc că va merge în instanță și va contesta ceea ce s-a întâmplat acolo. E posibil, dar eu vreau să te mai întreb altceva. Umenește, vorbind fără niciun fel de problemă cu Oana Zăvoranu, care acum, mă rog, își revarsă acest gen de comportament și pe mine și pe cine mai apucă să fie. Dacă ea scrie la începutul acestui serial, acestui serial cu dezvăluiri, că domnul pe care l-a angajat șef de clinică, el practic se ocupa cu aducerea de cerneală la un salon de tatuaje. Păi cum îl angajezi tu șef de clinică dacă acum îl minimalizezi și spui că nu era nimic? Păi înseamnă că tu l-ai ridicat și de aici încolo a greșit. De o altă evaluare. Pentru că ea nu este de specialitate și trebuia să aibă parte de o altă evaluare a personalului. Înțelegi care lucra acolo. Da, eu înțeleg. Cu toții facem greșeli. Ea își revarsă furia acum și pe, nu știu cât de implicat e Alex Bodi și nici nu cred că interesează pe cineva dacă are ceasuri fake sau nu. Un om vine cu ce este el, nu cu ceasul de pe mână. Da? Dacă vrea să poarte fake, să poarte fake, e treaba lui. El cu el știe. În momentul în care porți un fake, tu ești, ai niște părți fake în tine. Așa este. Dar astea sunt proiecțiile fiecăruia. M-a surprins însă reacția lui Alex. Pentru că un bărbat de genul ăsta mare, așa, cu mușcul mare. De 2 metri, așa, și care pozează în lider, nu poate să jignească o femeie. Așa. Mergea frumos, îi făcea o notificare. Măi, femeie, ține-ți gura, că mergem în instanță dacă mai vorbești urât despre mine. Trebuie să probezi aceste lucruri pe care le spui. Dar mă miră cumva faptul că el s-a lăsat apăsat. Deci asta este o slăbiciune, Cristi. Psihologii vorbind, el are foarte mult, ne-a arătat cât e de slab. Îmi pare rău, eu îl simpatizez, n-am nimic cu el și mai ales cu Ana, pe care eu o iubesc. Mie îmi place de ea foarte mult și este foarte puternică și e o femeie de la care avem foarte multe de învățat. Nu în situația asta, pentru că e furioasă și, mă rog, s-au întâmplat niște lucruri, dar în general să știi că ea inspiră oamenii și este foarte pozitivă și motivațională și dacă o vezi din alt punct de vedere, o să vezi multă durere în ea acolo. Da. Și o fată credincioasă, o fată bună, din punctul meu de vedere. Acum, nu știu, poate sunt subiectivă, pentru că am cunoscut-o mai respectăm de mult. Respectăm opinia, sigur. Da. Însă el, ca bărbat,
care ne arată cât de mișto e el și ce om de succes e el. Să te cobori să faci lucrurile astea vis-a-vis de o femeie. Că e babetă, păi mi-aș dori și eu să fie toate babetele așa, mă scuzați, că e piesă, bate la fund fete de 20 de ani, credeți-mă. Asta am și zis că e foarte jos. Adică modul ăsta în care ne raportăm noi la femei, indiferent de ce vârstă sunt, spune foarte mult despre caracterul nostru ca bărbați. Da. Și în ultimul minut, până când vom avea un moment de magie,